Foști profesori, studenți, doctoranți, cu toți au luat parte la festivitatea de deschidere a activităților dedicate școlii doctorale, ce a luat ființă în cadrul Universității Dunărea de Jos în 1953. Am vrut doar să facem, așa cum am spus, un moment de introducere și să pornim de la ce a însemnat tradiția activității de doctorat în Universitatea de Galați, din Galați, să facem o scurtă inventarire, așa cum ați văzut, a competitivității cercetării doctorale din ultimii ani prin prisma rezultatelor proiectelor post-DRU, adică să vedem practic care sunt rezultatele relevante obținute în cercetarea doctorală a doctoranților, în primul rând, implicați în aceste proiecte. Noi mai avem și doctoranți care nu sunt implicați în această formă de organizare a proiectelor, a cercetării doctorale. Au fost menționate primele facultăți cu astfel de programe, dar și profesorii care au dus la înființarea acestora. Să își amintească de copleșitoarele prezentări pe care le-au făcut reprezentanții Gărzii de Aur a universității noastre, pe care am avut astăzi marea bucurie și plăcere să-i revedem. Personal sunt foarte bucuroasă că am văzut măcar pe câțiva dintre ei. Am crescut și eu în tinerețe împreună cu dumnealor, la umbra dumnealor, lucrând cu studenții cu care lucrau dumnealor. Da, studenții îmi spuneau la cursurile pe care le predam, cursurile de engleză, știau foarte bine conceptele, întrebam cu cine lucrează și îmi spuneau numele pe care le-am văzut astăzi aici. Am venit aici și din plăcerea de a mai revedea locurile voștri colegi, dar și din plăcerea de a vă revedea pe dumneavoastră, care sunteți viitorul acestei universități, pentru că dumneavoastră sunteți mulți care încep să vorbească pe acest drum bătrân, aproape bătrân, al universității. Fostele cadre didactice spun că cea mai mare bucurie a unui profesor este să fie martor la reușitele elevilor săi și că, în fapt, asta presupune meseria de mentor pe care au îmbrățișat-o cu drag. Activitatea de coordonator de doctorat este foarte interesantă, în primul rând, pentru că în momentul în care ai, să zicem, una, două, trei teme pe care le conduci, trebuie tu să fii foarte în tema respectivă ca să poți ajuta doctorandul. Ai satisfacția când a realizat un pas doctorandul și te bucuri și încerci să faci tot ce poți ca pasul următor să fie și mai frumos. Și ultima satisfacție este atunci când comisia la care se prezintă public teza spune la sfârșit: felicităm doctorandul, dar și conducătorul, pentru că astfel de lucrare mergem cu fruntea sus la Comisia Superioară de Diplomă. În ultimele decenii, grație școlilor de doctorat puse la dispoziție de Universitatea Dunărea de Jos, orașul Galați a fost poziționat pe harta instituțiilor de învățământ superior, ce garantează profesionalism și siguranța studiilor.